fiscal, deci este eliberat pe august, după care la 6 august, deci deja primăria, primarul care se află aici, confirmă că nu este posibilitatea de a identifica pe teritoriul o localitate candidatul Sofian. E o istorie cam stranie. 5 zile dintre 1 august, 6 august, primarul stă la adevărință că nu poate identifica. Dar poate omul plecat la mare, 10 zile. Vin cu istoriatul ăsta, cumva să-mi treacă, sunt eu la urmă. Nu mi-ajung suficiente documente pentru a ține acest proiect. Aveți și o propunere în acest sens? Mulțumesc. Cumați pe aici alte poziții, alte... Nu înțeles, domnule. Da, domnule Deschi, vă rog, aveți o informație? Da, vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Deși anumite acte sau anumite activități ne provoace dubii, ne conducem de principiul bunei credințe, fiecare demnitar public, primarul este un deputat public, semnând doamna își asumă răspunderea personală pentru ceea ce se vrează, este un act oficial transmis care va produce și anumite efecte juridice. Hotărârea prevede dreptul de a fi contestată și persoanele care drepturi sunt afectate vor avea dreptul să conteste această hotărâre în procedură generală, adică acceptată de la termenul prevăzut pentru perioada electorală, din momentul aducerii la cunoștință acestui act. De aceea, rog susținerea proiectului, chiar dacă și aparent sunt anumite obiecții sau dubii cu privire la modalitatea de perfectare acestor acte. Noi nu avem o altă modalitate, noi nu avem timp ilegal de a respi aceste acte și de aceea de ceva spune. Vă mulțumesc, domnul Motor. Da, vă rog, domnul. Domnul președinte, am eu o propunere vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Deci dacă noi anterior, eu cel puțin, de desi ori, mă revoltam vis-a-vis de termenul mai prelungit, mai lung de examinare acestor chestiuni, chiar insistam să fie sancționat în mod special secretarul Consiliului Local pentru tergiversare. Acum văd o ușurință, așa, o gravă. Deci eu își propun să luăm decizii vis-a-vis de acest subiect la ședința imediat următoare, vine, și până atunci, poate discuția pe care am inițiat-o noi acum și să mai discutăm și încă o dată cu primarul sau cu secretarul, după caz, consiliului respectiv, să adoptăm decizia bine. Nu văd, vreau două, trei zile nu funcționează, dar mai rău va fi dacă noi vom adopta decizia și pe urmă contestăm și pierdem timpul și Consiliul va fi deci, în imposibilitatea de a lua hotărâri. Eu zic să transferăm acest subiect pentru bine și am soluționat, pare-mi, chestiunea așa mai elegant. Stimați domnul Șerban, eu accept transferarea subiectului, numai să nu menționăm pentru mine, pentru următoarea ședință. Da, stimați colegi, în cazul dat la acceptul raportorului, acest subiect urmează transferat pentru altă ședință, după ridicarea zilei, deci e numai pe supus votului acest proiect. Vă mulțumesc!